Ok, prieteni, astăzi vorbim în exclusivitate la Tele3 cu formația Sin Fronteras, da? Să facem cunoștință, eu sunt Mihai, începem cu doamna? Lili Mesa. Iuri Mesa, în familie, așa? Ito Mesa. Andrei Santos. Denis, ne-am cunoscut, așa. Hai să vorbim puțin despre acest proiect, despre formula. Lindicat, fratele meu. Păi avem o mare plăcere, să zicem, că ne-am stabilit în România. Cultivăm muzica și arta din Peru, nu numai muzica folclorică, mai multe genuri, dar ce ne place mai mult că am fost foarte bine apreciați de cu ce facem aici în România. De cât timp? În câți ani? Păi activam de 10 ani. Dar toată familia, să zicem că anul ăsta ne-am adunat între toți, că am venit pe parcurs așa. Eu am fost... Asta vreau să vă întreb, deci tu ai fost primul, te-au trimis pe tine să vezi cum e, care-i treaba, da. Și a zis că e bine și ai chemat și pe ei. Cam așa ceva, dar eu am mai colindat prin alte țări din Europa, după aia am fost, bine, de la Polonia până în Turcia, toată Europa de Est, am fost în Franța, în Germania. În Spania, dar nu-mi place Spania. Oricum, aici mi-a plăcut mai mult de asta, că am și rămas. Româncele? Da, asta chiar a fost motivul. Asta e motivul, da. Da, și după aia, bine, mi-am simțit singurel. Să nu se vadă. Da. Și am adus pe frate cel mare, Iuri. După cât timp? După câți ani? Bine, după 4 ani. Adică că am fost singur, le-am adus pe el și anul trecut le-am făcut invitație lui Aurora, Lidia Aurora și așa. Acum stăm toată familia aici, da. Și activam în formula asta. Vreau să vorbiți puțin despre Peru, fiecare câteva cuvinte. Da, despre Peru. Șeful trupei, am înțeles. Da. Bine, păi acum ne simțim foarte mândri că avem una din cele 7 minune din lume, Machu Picchu. Avem o istorie foarte bogată. O cultură veche, chiar e de admirat. Suntem mândri, adică strămoșii noștri au fost un popor total altceva care nu s-a pierdut totuși când am ajuns spanioli acolo. Ne-am păstrat de asta că noi cantam muzica tradițională, muzica din anți. Peru e o țară foarte frumoasă, cu oamenii foarte primitori. Eu cred că semenă foarte mult, cu mai multe aspecte cu România ca popor. Și aici sunt oamenii primitori, prietenoși. Avem multe în comun, zic eu. În afară de Machu Picchu, ce vreau să spunem niște particularități. Ce mâncare, cum e mâncarea, băuturile? Păi, specificul nostru e zebice, e o marinată din pește. Noi avem sarmale cu piftii, moltenii. Da, am mâncat-o. Mamaliga, cum e mamaliga? Păi mamaliga, practic, vine de la noi. Asta, deci de asta. Noi am adus mamaliga, deci la voi? Da, că porumbul e adus din Peru. Am luat ceva de la Peru în mamaliga. Păi nu numai atâta. Ce mai, sarmalele tot în Peru? Nu, este cartofi, tot din Peru. Avem și roșii, fasole. Păi și noi ce am avut? Da. Noi am avut pizza. Pizza românească. Pizza românească. Ok, de ce mâncăruri aveți? Cum se cheamă? Ceviche, asta e platou specific. Cu ce? Este marinată de pește, dar e foarte iute. Noi mâncăm de obicei iute. Indiano, cealpa iute. Așa, băuturi? Băuturi, avem o băutură extra vechi, înainte de spanioli, că se faceau tot de porum. Da, o băutură de porum fermentată, se fierbe porum. Țuică, pălincă, ați băut la noi? Da, am băut, e tare de tot. Avem ceva asemănător, se numește pisco, care e băutură specifică, adică băutura simbolul al Peru. Dar mai istoric putem să zicem că e chicha. Cum? Chicha. Chicha da. se numește porum și e un porum fermentat, dar se face un fel de ceremonie, se pune într-o ală de pământ, acolo și se le acoperă. Se le lasă 2 ani. 2 ani? După 2 ani bei chicha? Da. Și știi cum e acolo? Puțin te face 4 zile la culcare. Deci după 2 ani bei? Da. Păi no. Și 2 ani bei pălincă? Nu, pălincă cred că se face mai repede. Sin Fronteras, direct de Peru.
Despre România, ce știați despre România? Păi întrebăm foarte scurt despre România. Ce au zis Ceaușescu, Hagi? Da, que es una ciudad, un país de gente muy tranquila, de gente muy conservadora en sus tradiciones. Bueno, la religión, la ortodoxa, está, sabíamos, y que era un país donde todavía se guardaba, o sea, se vivía con el sistema anterior en su economía, en eso. La pământ, adică a zis România la pământ. Da. A zis de bine sau de rău? A zis de bine. Că știu că România e un popor foarte conservator, iubitor, religie ortodoxă și că ați păstrat cele bune din regim anterior. Cum sunt los hombres în România? Da. Conceptul femei. Da, mult machista. Asta e de bine sau de rău? Foarte machista. Machista, adică beton, adevărat. Da. De... Nu cred. Întrebare pentru tine. Aoleu. Poftim. Nu, scuze. Microfonul. Așa. Actuala iubita, nu știu, de ce sunt foarte credenciosă în România? Că ea niciodată se pune așa unde eu stai. Așa în asta. De ce? Păi spune că nu te mai însori, nu te mai căsori, e o chestie, nu te mai măriți. Nu te pot crede, pero eu simt că ea stă aproape asta ea. Ea simt, nu știu, că asta e bizar, e soñado că mi-a casat roi, lo mai aproape. Nu Nu. Așa că dacă stai în colț, cred că nu le da. Nu, la Peru, dacă vine un peruan și stă pe colț, are noroc la femei în România. Acum, e rezolvat întrebarea mea. Ce știați de România înainte de a veni? A intrat, era internet? Nu știu, nu era internet atunci. Sau... Eu acum 10 ani am venit în România. Am fost în Ungaria și acolo am auzit de Castelul Bran, Castelul Dracula. Asta mi-a atras că... Dracula! Că, bine, noi știm de Dracula decât în filme. Și e horror, așa că mi-a venit automatic, așa, o idee, nu, trebuie să mă duc acolo, trebuie să văd asta, dacă sunt foarte aproape. Și am venit decât pentru 2 săptămâni să cunosc Castelul Bran și să mă întorc. Uite că am rămas. Nu știu, ai întâlnit o dracoliță, ceva? Dracoliță, ceva așa, da. Așa, tu, deci, despre România? Mi-a plăcut multe. Bine, eu te-am spus în emisiune la tine că mi-a plăcut paisajes, mi-a plăcut toate de România. Eu, înainte, când am fost în Peru, știam de pur filme numai, de Dracula și după Dracula, toată lumea se întreba femeile și femeile frumoase de toată Europa, în România sunt la femeile mai frumoase. Și nu știu, era așa eu, eram mai nebunit, hai... Pleasure România. Și adevărat, recunosc, sunt foarte, foarte frumoasă, draguță. Cred că iată pur România fără femeile, cred că nu e. Asta tăiem. Așa, hai să vedem de activitatea muzicală. Aveți și piesele voastre compuse sau numai melodii, cover-uri și tradiționale? Păi de obicei, așa, la anumite evenimente ca asta, cantam melodiile cover. Dar avem 5 albume ale noastre. În gen este incaș, așa, tradițional și, da, compus de mine. Industria locală, casă de discuri, ceva, ați avut contracte, impresari? Am colaborat cu RBA din București, am avut și alte propunere, Cat Music. Propunere avea multe, pero nu e la fel că în America. În America, când tu lucrezi cu una casă de discuri, se ocupa de tine. La de verdad, se ocupa suta la suta. Acum no entra que, ja, yo creo lucrar con indianes, ja, indianes, en lista nuestra, o suta de veret, de artistas. No, se ocupan suta la suta con videoclip, televisión, prensa y todo. Si tú, imagen merrin, buchín. Si acuma, basur, no es problema de la noche nomás, sino multe veret en Rumanía, cantarés. Y aparte, cantarés, felicitar, Es un mare cantarés, la de verdad. ¿Yo? Da, ella sí, esa melodía, esa chica de... ¿Dónde? Nu știu unde. Am ajuns în Peru, da. Vă dau un CD, da, vă dau un CD după. Una voce, nu știu, inima singură, de vedea. Am ajuns în Peru și nu mai știu. Da, vă dau un CD. Un cadou pentru Iuita. Da? Ok, eu vă dau, ok, la fiecare. Super, te felicit. Așa, vă rog acum, se poate puțin... Da. Ce simți tu? Muzica, cred că... În familia noastră totuși e o moștenire.
că eu am avut primul contact cu instrumente mulțumit lui Iuri, că el a făcut întâi pasul să intre în muzică. Dar eu am auzit de la ei, adică el a avut o formație și am avut primul contact cu instrumente. Am rămas blocat. Ziceam, nu, eu trebuie să stau alătura de instrumentele. Dormeam alătura de instrumentele. Cu mine ai început, e mai bun ca eu. Da, l-ai învățat, acum du-te tu în România, vezi că ai treaba și după aia vin și eu. E mă foarte, și l-am pasat, și a dedicat, adevărat. Până nu ajunge la 100%, așa cum am învățat un instrument, bine. Eu i-am pasat multe, pero cred că mai multe, 20%, nu... Sau că iei bani mai mulți? Nu știu. Hai să cântăm ceva. Ce melodie? Cea mai cunoscută, el contrapasă. Chisa asta, pentru că nu e... Asta, instrumentul ăsta se numește Samponia. Samponia. Să zicem că e asemănător cu naiul romanesc, dar asta e de două randuri. Zanfir, ați auzit? Asta am auzit când eram în Peru, când eram mic, când aveam 11 ani, cineva m-a dăruit un caset, și doar noi știam că era de... Zanfir era de România. Dar când am venit aici, chiar am fost la emisiune la TVR1 și am avut ocazia să cantăm în aceeași scenă. Mi-am simțit foarte onorat. Deci El Condor Pasa este melodie tradițională, se știe cine a compus-o sau păi este da. Din... Da, e o melodie compusă de Daniela Romier Robles, de ea, bine, a murit domnul. Melodia asta s-a compus în New York de un peruan, Daniela Romier Robles, dar a fost cunoscută Simon... Paul Simon, e în Simon Garf. Da. Și bine, mulțumim și domnilor care au făcut cunoscută melodia asta și acum e piesa simbolul Peru. Și eu cred că e un instrument 100% în caș. În caș, da. Și la fel ca asta. Gitarra mica, charango se numește. Charango. Avem una poveste, se vede, avem poveste. Vorbim după aia despre povestea asta, puțin. Emoționantă. Se simte, se sufletul. Spune ceva de o poveste a... Bine. Charango e un instrument specific născut de la rebeldia, să zicem așa. Minieri. Ei indieni, când au fost sclavizați de la spanioli, au intrat în mine acolo, au... Și normal că seara spaniolii faceau petrecere, bairam, bautura multă și cu gitara lor faceau petrecere seara de seara. Și normal că femeile indianca se duceau la spanioli. Ne-am apucat și de cântat. Da. Și atunci indianul a zis nu, s-a pus gelos. Și atunci a inventat ceva să fie mai galajos ca gitara, mai așa, mai ritmată, mai cu viață. E mică, dar sau de mai tare. Da, sau de mai tare, într-adevăr sau de mai tare. Și le-a numit charango, pentru că într-un vocabul quechua, charango se numește bebeluș. Și tot e în pieptul, ca un bebeluș, și plânge, face galegia.
ca un bebeluș. De asta se numește charango. Și atunci a fost creat împotriva ghitara spaniolilor. Pentru tot din cauza femeilor. Deci marile descoperiri. Uite că femeile sunt inspirație în toate sens cuvintele. Și cornea, de care era de prima cornea. Și prima corsile au fost făcute de intestin de porc de Guinea. Porcușor de Guinea. Elvis Presley, vă place? Elvis? Sincer... Nu, sincer nu, da. Nu chiar n-am vrut să zic, nu. Generul, el e la fel. Am auzit puțin, dar mi-e place cel mai cu tendința la blues ballad. Ah, da. Nu asta ritmat în rock and roll. What's one for money? Nu. Love me tender. Da, mai așa, cel mai sensual. Vreau vorbi ceva. Noi lucrăm multe cu... Mulțumim ambasada din Peru, că nos a colaborat multe, că noi, pe intermediul de ambasada, am venit la România și s-a vorbit de muzică și hem cantat de mult, în multe evenimente și acum se prezintă nostru ritmo de dans. Colega mea și sora, la fel, profesora de dans de ritmo sudamericano. Que como lucre en colaborar con ambasadas en diferentes escuelas en Bucarest. Si posible, a futuro también ha dicho en Târgu, como es la danza del festejo, marinera, guayno, guaylas y muchos géneros. Danzas típicas del Perú. Sí, esperamos que el público de Rumania, ya como se interesa por música nuestra, se puede interesar también por danza, que es danza fuerte, fuerte frumor, y también colaborar con mis colegas de formación, Moldova, de formación Yuri Mesa, Denise, y Andrés, que es de Perú, que ellos hacen el género latino, como es el ritmo caliente, de salsa, merengue y cumbia. Y a Urmatore, creo que en 6 minutos ven más sorpresa. Okay, muchas gracias, fuerte mucho.
Salut, stăm de vorbă cu un peruan, patronul unui restaurant cu specific Peru. Vreau să-l întreb cu ce ocazie a venit în România. Salut, eu sunt Mihai. Bună ziua, numele meu este Miguel Angel. Eu vin tocmai din Argentina și am ajuns în România datorită soției mele, care este româncă. În Argentina, cu românească, soția mea, nu? Ahora, soția mea. Despre restaurant, câteva cuvinte. De unde la ideea? Eu, cum hobby... Hobby-ul meu este bucătăria, iar ideea acestei afaceri mi-a venit odată cu căsătoria mea. Pilot comandantul. Y bueno, la idea de Alcazatoresco con socia mía, venind aici la Târgu Jiu, am dorit să înființez un restaurant diferit, cu mâncare tradițional peruană. Tradițional românesc, înțeles? E bine, suntem aici, în la Târgu Jiu, frente al interes, în un restaurant interesant, cu gastronomia tradițional de Peru, no? Din Peru. Cum e mâncarea românească? Mâncarea românească, cum este? La comida romana, la mâncare romanească... Mâncarea românească are ingrediente asemănătoare celor din America Latină, România fiind și ea o țară latină. De exemplu, varza sau carnea de porc, care de altfel se găsește în toată lumea, dar aici, în România, este unul din elementele de bază în bucătărie. În Latinoamerica, la carne de porc, în tot el mondo, pero se come... Sarmalele! Sarmalele nu sunt specifice Americii Latine, dar sunt extraordinare, cel puțin pentru mine. Pentru mine extraordinar, no? Mult tradițional de la România, pero es un farfurie tradițional, no? Palinca, țuica. Țuica, în traducere piscul, îmi place foarte mult, ca de altfel și mămăliga. Un piure. Ok. Despre Peru, puțire, câteva cuvinte despre Peru. Cultura. Bueno. Peru tiene una historia. Peruul are o istorie care datează din epoca șancailor, cunoscută prin prisma lui Machu Picchu, care este unul dintre cele 7 minuni ale lumii. Datorită faptului că Machu Picchu a făcut cunoscută gastronomia peruană, Peruul este situat pe locul întâi în clasamentul țărilor cu cea mai mare diversitate culinară, iar apoi ne clasăm pe locul 4 în ceea ce privește calitatea extraordinară. Iar eu sunt foarte mulțumit că am ocazia să fac cunoscută și în România gastronomia peruană, care până la urmă devine o opțiune pentru români, fiind chiar și o tendință, lansând pe piață mai multe feluri de mâncare bazate pe carne și nu numai. Difundir nuestra gastronomía para que, bueno, hay una nueva opción, trae la nueva tendencia, que es importante, ¿no? Más opciones, ¿no? Para fomentar la cultura gastronómica en un país donde posiblemente, que es Rumanía, tiene muchas riquezas, tiene, mejor dicho, todo lo que son legumbres, carnes, para poder elaborar otros platos diferentes y poder, digamos, hacer que la gastronomía rumana crezca, pero posiblemente el problema es la falta de cultura gastronómica. Fetele en România, ¿cómo se llama? Fete. Las chicas de Rumanía. Mi esposa. Ah, de hecho no, alte subiecte. Publicidad. Așa, în general așa, oamenii. În general, la mujer romanesca es una mujer hermosa. În general, româncele sunt foarte frumoase, iar frumusețea acestora nu vine numai din aspectul fizic, ci în primul rând frumusețea lor vine din interior. La umildad del corazón. Așa, și pentru final, în România, ce proiecte mai are? Avem și alte planuri pentru viitor, proiecte despre care acum nu pot să spun foarte multe, dar cu siguranță atunci o să vă pot dezvălui date concrete privind următoarele proiecte, dar păstrând în prim plan legătura dintre gastronomie și cultură. Vamos a brindar para la gente, ¿no? Que es con el tema gastronómico, ¿no? Y posiblemente con la cultura, ¿no? Queda con que la gastronomía también es cultura. Mulțumesc frumos. Cum se zice mulțumesc în Peru? Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. La fuerza inca.
Uitați-vă la Tele3. Ok. Mulțumim frumos!